Pandemia de coronavirus schimbă regulile de acces și la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu din Râmnicu-Vâlcea. În instituție au fost create circuite de intrare-ieșire atât pentru cititori cât și pentru bibliotecari, astfel încât să se evite aglomerările de persoane. La intrarea în bibliotecă, toți cititorii se vor dezinfecta pe mâini, iar angajații instituției le vor măsura temperatura. Accesul în sala de lectură se va face cu respectarea distanțării fizice pentru maxim 3 ore. Și aici au voie maxim 3 ore. Maxim 3 ore. După 3 ore se dezinfectează, da? Cartea merge, se întoarce la bibliotecar, ea va fi trecută prin etuvă, după ce va sta în etuvă cele 20 de minute prevăzute, se va întoarce la raft. Pentru a respecta normele, în sala de conferințe a bibliotecii, locul în care au loc de obicei și lansări de carte, vor avea acces maxim 40 de oameni. Pentru a onora solicitările, o parte din activități se vor desfășura de acum înainte și în aer liber. Ne bucurăm că deschidem, chiar ne bucurăm noi toți ca bibliotecari și mă gândesc că și cetățenii și tinerii. Știți că avem sală de conferințe, avem sală de seminarii, vom respecta toate regulile. Ne aflăm în sala de conferințe, dacă aici găzduiam și 100 de persoane, ei acum sunt 42 de locuri, respectând distanțele. În plus, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, toate cărțile împrumutate vor fi dezinfectate după predare cu ajutorul razelor ultraviolete. Cărțile vor fi introduse în aceste etuve, vor sta circa 20 de minute sub razele ultraviolete și respectiv vor fi practic aerisite specific, după care a doua zi vor urca în funcție de proveniență, fie la secția de împrumut adult, fie la secția de împrumut copii. Cum a fost perioada aceasta? Cum a fost perioada? Cred că n-am trăit niciodată în viața mea o perioadă așa de dificilă. Cred că, de fapt, nimeni n-a fost pregătit pentru lucrul ăsta, dar noi la bibliotecă am încercat să ne adaptăm situației, chiar dacă n-am avut utilizatorii obișnuiți ai bibliotecii pentru care de fapt noi existăm. Biblioteca Județeană Antimi Vireanu nu mai are program cu publicul din a doua jumătate a lunii martie, de când s-a declarat starea de urgență.